Câinele căzuse într-un canal adânc de peste 3 metri. Operațiunea salvații maidanezul a fost pe cât de dificilă, pe atât de dureroasă pentru un pompier. Nu scoaterea în sine, ci eliberarea maidanezului din frânghiile cu care fusese legat pentru a fi ridicat. Mai bine de un sfert de oră le-a luat pompierilor să-l dezlegem. Câinele prins în frânghii se înfășurase în jurul unui arbust. Nu este prima dată când animalele libere cad în canalele din parcul Trivale. N-am scos eu după aici. Dar cine dă la o parte capacul ăla? Era capacul dat la o parte, de aia a căzut înăuntru, l-au găsit înăuntru. Probabil fetele astea care fac pe aici vorbi. Am acționat pentru degajarea unui câine comunitar dintr-un canal tehnologic. Am acționat cu ajutorul condiției. După eliberare, patrupedul nici gând de mulțumire. Era stresat și căpătase dureri de stomac.